Căldură mare, că doar am intrat în luna lui cuptor, acum vine mică factura, Vlade. Și zicem, bă, de ce nu s vreo șapte luni de iulie în decursul unui an și nu m-a de octombrie-noiembrie? Păi nu mai vine mică factura. Ah, da, lasă, că ne mai bronzăm, mai acumulăm vitamina D. Dar vorba aia zice, de căldură te ascunde și în gaură de șarpe. Măcar acum gaurile de șarpe sunt libere. Și că un șarpe a fost descoperit undeva în zona Mehedințiului, într-un dozator de cafea. Să băgase șarpele în dozatorul de cafea să și caute niște umbră. Mehedinți în Cluj. nu, nu, nu Mehedinți în zona istorică, nu pe strada Mehedinți, că acolo sunt numai vipere. Pe Mehedinți adevărat, că tata nu vă minte. Acolo mehedinții intrase, probabil să stea un pic să se odihnească și își lua și un ce, 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 cafea. Ce are, O un nu o dar nu și așa șarpele ca Un ristret, o ceva, pac, bea și că se uite de stres. Ei vor primi mesaj, lo, ro, alert, atenție, viperă. Noi avem mesaj, alert, ro, atenție, urs, se vede ursulică, ursulac, e cum îi zice soacră mea. Ursu, de la Chichișor, Tibi, Îl știți voi pe prietenul meu, Tibi, deci etichetă, asta nu e reclamă, etichetă mai ciudată ca asta, fiți atenți cum scrie, Transylvanian Chikișor, Borno Brown. Ce înseamnă Borno Brown? Înseamnă ca la anunți, nu mai aștept la să vină chelnerul, deci face așa, și asta o dai la nevastă, no, mâncă tu salată bef cu ea să ne recorim ușor. Dar voi știți să donați pe buymeacoffee.com să cu vendea cafea. Dar și asta are culoare de cafea, că e brown. Ah. I feel good! Nu cânta la brown, oh, cântărețul, în fine. În omagiu ursului lovit pe drum. Ursul păcălit de lupe, de vulpe. care e omagiu? Ursul care a fost lovit, A fost lovit? O dintr din o mașină, cu ceva în Du-te-mă, Da, oameni, da nu mai are loc de oameni proști, că urș avem. Vin și în deltă, păstă tot. Eu l liber. Că a plecat Anțoș Bana din minister. Ce cât te costă să miroși ca Antonia? nu te speli trizile zile și miroși ca atâta lumea. E un parfum special cu care ia să dar nu-i scump, o mie de lei. Și zice, te dai cu el și miroși ca Antonia. Nu, te dai cu el și vine concert la zilele satului, vine oraș, și vine Gagiu, s-o cum îl Velea. Să dă venea la tine? Lasă-mă, frățiu, iar. Ce să... Că o doamnă a ajuns la spital cu fică, s-a cormâncat niște jeleuri cu cannabis. O râs ele cât o râs, dar după aia, când vedeau dragonul pe tavan, ca așa e, că lumea nu mai are ce face de la căldură. Dar nepalezii, bă, nepalezii în Cluj, n-am poc ăștia care ne aduc mâncare pe bicicletă. Și cu zama în servietă. Yes, sir. Yes, sir. How are you? Thank you și îți aduce pizza. Dar n-am comandat pizza. Please! Nu-i a mea pizza! Ok! Have a ketchup! Și că o doamnă și-a -o construit, o și -o construit, o casă în Nepal din banii trimiși din, de soțul său. -o. o casă. Un soțul lucrează livrator în România și și-a făcut o casă în Nepal. Mă rog, ce înseamnă casă în Nepal, cum ar zice Siriac? Trei fuștii, patru ațe și e casa. Zice că dacă mai livra două supe, își făceau și garaj. Nu asta. Da, da. Aveți grijă de voi. Suntem în vacanțe, până în că doar e început de iulie. Să fiți sănătoși și bucuroși. Și de când în când mai beți și cât e un urs. Și treceau pe deal în sus și beau ceva de urs. Ha! Ah, bună -i. Vrei?